În viață treci uneori prin momente grele, când nu-ți dorești să te ridici din pat. Vrei doar să rămâi acolo. Uneori nu vrei nici din casă să ieși. Ți-e greu să trăiești. Simți că nu mai poți duce acea povară. Ți-e greu să te descurci cu toate obstacolele vieții. E greu atunci când vrei să faci ceva, investești tot ce ai mai bun în acea activitate și nu funcționează. Îți pierzi banii tăi și banii altora. Vei trece prin momente ale vieții în care te vei împiedica de obstacole și vei încerca să înțelegi de ce ți se întâmplă toate acestea. Și anume, în asemenea situații, destul de des, simțim că cedăm. Spune-mi, omule, ce te-ar face să te confrunți cu refuzul de a continua? Ce te-ar face să lupți cu acea furtună din capul tău, să nu mai fii speriat și să spui, eu pot să fac asta? Ce anume te-ar face să-ți ridici tacheta și să spui, eu nu am terminat, mai am ceva de spus? Ce te-ar face să continui atunci când toate lucrurile merg împotriva ta și vrei să renunți? Ce te-ar ajuta să te ridici din nou? Ține minte, caracterul unui om nu este judecat după ce își celebrează victoria, dar prin ceea ce face atunci când viața îl pune la zid. Indiferent cât de mare și serios îți va fi eșecul, nu renunți niciodată. Vei suferi, vei face greșeli, ți se vor întâmpla fel și fel de lucruri, te vei întâlni cu diferite piedici, îți vei pierde confortul psihic și somnul nu îți va mai fi la fel de liniștitor. Cu siguranță e o stare groaznică, dar tu trebuie să lupți. Se numește viață și nu o lua personal. Lucrurile trebuie să se întâmple. Cu cât noaptea este mai întunecată, cu atât dimineața îți va fi mai strălucitoare. Vei eșua în drumul tău spre succes și nu contează de câte ori se va întâmpla acest lucru. Nu contează de câte ori îți vor spune cei din jur că nu o poți face. Nu contează dacă contul tău bancar este gol. Toate lucrurile care îți provoacă astăzi durere au de fapt un scop în viața ta. Din fiecare situație poți învăța, după fiecare experiență trăită poți crește, fiecare provocare depășită te face mai bun, ceea ce nu te omoară te face mai puternic. Obstacolele pe care viața ne le scoate în cale sunt ca un munte pe care trebuie să le escaladăm și fiecare înaintare reușită către cucerirea vârfului acestui munte face ca viața noastră să merite trăită. Nimic nu trebuie să te oprească, indiferent de dificultățile întâlnite, deoarece la vârful acestui munte se găsesc materialele necesare care îți vor construi fericirea și vor contribui la apariția minunilor care urmează să ți se întâmple. Da, știu, e dificil deoarece nu deții controlul în totalitate și nu știi cu ce dificultăți te vei întâlni în această încercare de a-l escalada. Dar ce știu cu siguranță este că există un lucru asupra căruia tu deții 100% controlul și acesta se numește curajul tău. Fă un salt și treci peste această stare de nesiguranță. Ai încredere mai mult în tine și fii convins în sinea ta că totul va fi bine. Cu cât e mai dură bătălia, cu atât va fi mai dulce victoria. O, da, și cât de dulce va fi. Și știi de ce? Pentru că atunci când ți-a fost greu, ai luptat. Și tot acest proces prin care ai trecut te-a schimbat. Această schimbare este mult mai importantă decât orice altceva ți-ai putea dori. Toate experiențele prin care ai trecut te-au schimbat, ți-au construit un alt caracter, mai puternic, mai curajos. Te-au ajutat să capeți mai multă încredere în tine. O, da, și diminețele cum sunt. Atunci când te trezești și te privești în oglindă, vezi o altă persoană, cu un alt spirit, cu un spirit de învingător. Și oamenii din jurul tău te privesc cu alți ochi, cu mai mult respect, pentru că tu știi ce înseamnă viață, ai îmbrățișat-o cu toate greutățile și ai mers înainte. Știai că va fi greu, dar ai făcut-o.